Din cele povestite de copiii din zonă, vulpile au zăcut lângă bloc de joi până sâmbătă dimineață, când au dispărut. Pentru că nu aveau corpul delict, inspectorii de SVSA nu au putut declanșa carantina pentru municipiul Brăila, însă poliția s-a autosesizat și a deschis o anchetă în acest sens. Noi am venit ca să le recoltăm, să le aducem la laborator ca să facem analize vis-a-vis de rabie. Când am venit aici, vedeți și dumneavoastră unde au arătat copiii. Că au fost acele 5 vulpi, ne-am uitat și noi. Adică le-ați găsit? Nu le-am găsit, doamne, că dacă le găseam, noi le luam și le duceam la laborator. Clar că au fost aduse. Nu, adică nu puteau să... Aici. Absolut. Aveau și urme de sânge după fotografie. Uitați aici, dar să văd urme de sânge. Probabil că au fost împușcate, eu de unde să știu? Nu știu, sigur. Nu, adică, na. Dacă le găseam, astea au fost aduse, clar, au fost aduse aici și aruncate aici. Sau eu știu ce au vrut să fac cu ele, nu știu. După ce se vede pe aici, după urmele astea de sânge, probabil că au fost împușcate. Mai departe, ce au vrut să facă cu ele, nu știu, nu e de competența Direcției Sanitare Veterinare, este de competența altor celor. Nu, deci copiii, am întrebat, n-au intrat în contact cu aceste vulpi. De-abia duminică a aflat poliția că cele 5 vulpi fuseseră împușcate legal de patronul unei spălătorii de mașini din zonă, care este și vânător, însă bărbatul nu a explicat de ce anume le-a aruncat pe domeniul public. Cel mai probabil acesta va fi sancționat pentru fapta sa.